Profesorul Ionel Balta a realizat o nouă pictură 3D inedită. Pictura poate fi admirată în cadrul grădinii botanice din Jibou. Profesorul Ionel Balta ne surprinde din nou. Împreună cu elevii unei grupe de performanță de la Cercul de Artă din cadrul Clubului Copiilor Jibou, elevii aparținând liceului Iona Gârbiceanu din localitate, realizează o nouă latură a curentului artistic 3D și anume pictura pe trepte. Potrivit profesorului Ionel Balta, lucrarea implică un grad mai ridicat de complexitate în realizare, ținând cont de faptul că spațiul plastic de realizare este reprezentat de succesiunea treptelor care conferă unele degradări perspectivale. Alături de elevii unei grupe de performanță de la Cercul de Artă, de la Clubul Copiilor din Jibou, ne-am străduit să abordăm o nouă latură a curentului artistic 3D și de această dată am venit cu o pictură mai ciudată, mai deosebită, pictură pe trepte, după cum puteți observa. Pentru realizarea acestei lucrări ne-am folosit de câteva mijloace de expresie plastică, precum ritmul, repetiția, alternanța și analogia formelor. De asemenea, am folosit următoarele mijloace de expresie plastică: materialitatea, structura, textura, spațialitatea, perspectiva și relieful. Am dorit ca și prin intermediul acestei compoziții plastice să aducem un plus de valoare și de expresivitate designului ambiental exterior al grădinii botanice din orașul nostru. Potrivit unei eleve care a contribuit la realizarea picturii din cadrul grădinii botanice, aceasta reprezintă o cascadă sau un râu de munte. Sub îndrumarea domnului profesor și alături de colegii mei, am hotărât să realizăm o pictură mai specială, pictura pe scări, una dintre singurele din județul nostru. Prin intermediul lucrării am dorit să reprezentăm imaginea unei cascade sau unui izvor de munte, iar pentru realizarea lucrării ne-am folosit de culori în ulei extra fine și de uleiuri speciale precum uleiul de in. Centrul de interes principal este, sau centrul de atracție este apa, realizată prin intermediul albastrului ultramarin, albastru de Prusia și, bineînțeles, alb. Iar apoi, centrele de interes secundare sunt bolovanii și pietricelele, dar și vegetația.